Deocamdată spun că această lege va elimina aceste discrepanțe între salariul cel mai mic de la buget și salariul cel mai mare din buget și comparația dintre categoriile socioprofesionale. Trebuie odată să o facem. Nimeni nu spune că e ușor, de asta consultarea, să spunem, cu opinia publică este extrem de importantă. Avem foarte mulți specialiști, atât în cadrul guvernului, cât și în Parlament, cât și în afară. Putem să ne uităm la țările dezvoltate, care au deja, să spunem, au trecut, poate, prin ceea ce trecem noi. În ce an vom avea, domnule Spânu, această... Eu sper că până la sfârșitul anului. Deci, de acest aplicabilă? Lucru vă spun. Aplicabilă începând cu anul viitor, pentru că nu putem să mai lăsăm haosul din sistemul acesta. Cu că nu sute putem de... aici, cu toții suntem de acord. Păi nu, problema este că guvernul, intrăm și într-o logică de campanie și electorală și vă dați seama... Vom intra în campanie electorală, dar cred că nu o să fim atât de nechipzuiți oricare dintre partide, încât să dăm cu piciorul în reformare efectivă a României doar pentru a câștiga câteva sute de voturi în plus sau în minus. Doamna Șinhai, sigur că este legea salarizării, legile salarizării sunt foarte importante pentru guvern și guvernul trebuie să plece asupra acestui lucru. Dar părerea mea e că guvernul totuși este administratorul bugetului, administratorul țării și el trebuie să plece mai mult poate asupra motorului economiei, motorul care creează venituri, care realizează, aduce taxe, venituri la stat, adică să funcționeze povestea, să existe bani. Pentru că, știți, dacă venim și plafonăm acum și facem facem o salarizare, o lege de salarizare unică, dar în momentul în care plafonăm aceste venituri, ne întrebăm, mai mari sau mai mici, s-ar putea în sistemul, că știți foarte bine că am discutat foarte mult din 90 încoace de corupția din administrație. Păi dacă îi facem un salariu mic, nu promovăm iarăși corupția? Dacă discutăm de salarii mici, putem să discutăm de competență? Nu, acestea au fost motivele pentru care au stat la baza acestor legi a salarizării. Adică, domnule, să aduci oameni competenți, oameni care să-și facă treaba cum trebuie, oameni integri, oameni care să nu poată fi, știu eu, mânjiți în vreun fel sau altul. Dar dacă facem salarii de 1000 de lei sau de 17.000, că am auzit pe cineva, sau 1700, pardon, adică 17 milioane vechi, păi sigur că funcționarul ăla de la ghișeu, de unde e tentat și de alte lucruri. Și noi nu vrem acest lucru. Noi vrem ca oamenii să fie, să-și facă datoria pe salarii care să fie decente, în primul rând. Adică legea să poată trăi. De salarizare, în ce an o vedeți? Gata. Aplicabil, mie mi se pare un lucru foarte greu de realizat, pentru că, nu știu, trebuie realizat poate într-un fel, dar ce facem? Hai să vedem, poate analizăm, să vedem fiecare categorie socială, ce venituri sau ce pondere are activitatea lui în bugetul, în produsul intern brut, în funcție de acesta să-i dăm un anumit procent la salariu, să știm că zona din agricultură e plătită cu X procent, zona din justiție care și... Aici vorbim de justiție, că am vorbit mai devreme. Justiția chiar își aduce foarte mulți bani, știți foarte bine că justiția chiar realizează venituri prin camerele de comerț, prin... taxele care sunt taxele de timbru și așa mai departe, adică în afară de banii care îi aduc, la rândul lor aduc foarte mulți asta bani la buget. Asta justifică majorările pe care ei se le solicită, moral vorbim, pentru că, bun, domnule David, cu toții suntem de acord, mulți au câștigat drepturile în justiție. Vă rog. Domnule, cine stabilește ce e moral? Noi vorbim, toți vorbim de moralitate. Dar cine stabilește care e categoria sau unde e zona de moral sau dacă imoral? Dacă nu este moralitate, încerc eu o explicație. Păi nu, vă întreb, de ce nu le dați banii? De ce nu dă guvernul banii? Păi nu, ăsta e rolul guvernului. Guvernul este să se preocupe, oameni, să funcționeze motorul economiei care să aducă venituri de asemenea amploare dar sau oamenii? De asemenea natură încât oamenii să poată fi plătiți pentru munca. Bun, și nu decent. Nu sunt plătiți în momentul de față. Nu sau sunt niște plăți asta întârziate la un moment dat. Nu le spun, vă rog. Două lucruri vreau să spun. Și acum, toate salariile din sistemul bugetar sunt plafonate. Pe fiecare lege în parte, pe fiecare categorie de bugetari în parte, există un salariu maximal, conform legii. Există niște grade, să spunem, niște coeficienți, se înmulțesc cu salariu minim, se adaugă vechimea și așa mai departe. Deci, nicăieri în sistemul bugetar nu se poate câștiga un salariu, deci nu există un salariu nelimitat. Doi, cheltuielile cu salariile... Dar în sistemul care este limita? Sau nu știu, pe fiecare categorie sunt diferite limite maxime. De multe ori sunt teoretice. Ca să vă dau un exemplu, în sistem universitar. În sistem universitar, pe fiecare, să spunem, grad didactic, există o grilă minimă și maximă.
numai că universitățile nu pot, sau cred că nicio universitate nu are destui bani să-și plătească profesorii la ceea ce le oferă legea, la acel coeficient maxim. Și atunci profesorii sunt plătiți la minim. Ai impresia teoretică că pot câștiga 50 de milioane, dar ei câștigă 20 sau 5.000 de lei și 2.000 de lei. Și doi, astăzi în România salariile din sistemul bugetar sunt aproape 10 miliarde de euro pe an. Noi, anul acesta, guvernul Boc a investit sau vrea să investească în infrastructură alți 10 miliarde. Acum, bineînțeles că dacă statul ar colecta, și întreb de unde ar colecta statul, tot mărind taxe și impozite, o grămadă de bani ca să dea sistemului bugetar foarte mulți. Eu spun, sunt profesor universitar, nu vreau să fiu plătit cu 7 milioane, că n-am să mai fac muncă de calitate. Un funcționar bine pregătit, dacă va fi plătit... Și vă duceți și predați și acum, chiar dacă sunteți parlamentar? Nu, acum am, să spunem, ultima normă, pentru că sunt în anul universitar, când am intrat parlamentar, nu știam înainte, îmi duc până la capăt, nu mai am ori în semestru 2. Dar sunt destul de mulți, știți bine, care au și o legea normă... Legea nu interzice, dar nu ai cum să faci și una este și alta. Moral, ajungând la... Judecătorului interzice, nu? Sau pensionarului care, iată, se interzice ca pensionarul corect să ia o altă pensie. Deci eu vreau să spun că cele două... Stat. Eu nu am ore în semestru 2, de asta nu am de ce să-mi fac. Nu găsesc eu acum vreo 10 parlamentari în 5 minute. Se poate, dar legea nu interzice. Legea nu interzice și eu încă o dată vă spun că este foarte greu să poți face. Aici este problema. Domnule David, o ultimă concluzie, vă rog. Eu cred că e o curbă de sacrificiu pe care actualul guvern e incapabil de a gestiona situația de criză. Vrea să o facă pe seama salarizării. Există foarte multe motive. Nu le-am ascultat pe toate, dar în orice caz nici nu putem uita ce vocale erau partidele respective când era vorba de majorarea salariilor profesorilor, despre care acum au uitat cu tot și dau vina pe criză. Nimic nu se mai poate majora, totul trebuie înghețat. În același timp, toți banii se pun în autostrăzi, în asfalt, în clientela politică. Rămâne de văzut dacă sacrificiul pe care va trebui să-l facă un întreg sector bugetar de dragul de a fi satisfăcută clientela politică va fi sau nu soluția la criză. Aici este foarte general. Da, aveți dovezi, știți cazul concret? Sigur, deocamdată vedeți și dumneavoastră că la nivelul de autostrăzi se câștigă de pe locul 2 cu sume mult mai mari. Uitați-vă că într-un ziar, într-un cotidian de astăzi să pun 100 de milioane în plus la câteva licitații care ar fi putut să fie puse în contul salariilor acelor bugetari cărora astăzi li se spune, vă rugăm să mai așteptați, trebuie să mai stați un pic pentru că nu avem bani pentru profesori, nu avem bani pentru magistrați, nu avem bani pentru poliții și în general nu avem bani pentru nimic. Avem bani pentru infrastructură și o să vedem în ce măsură infrastructura aceasta va da roadele respective sau va conduce efectiv la o însănătoșire a sistemului administrației publice, pentru că administrația publică până la urmă este o soluție de care avem cu toții nevoie. În primul rând, nimeni nu vorbește de curbe sacrificiu. Există niște legi în vigoare și oamenii sunt plătiți după aceste legi. Au aceleași salarii ca acum. Dar majorat salariile profesorilor cu 50% ca să lămuriți că nu e o curbă. Cele câștigate de magistrați, sporul, bun, într-un fel sau altul, câștigate ați votat pentru majorarea cu 50% a salariilor. Eu m-am fost în Parlament, dar mi-am asumat această lege. Foarte bine, puneți-o în aplicare. O lege dată trebuie pusă în aplicare, pentru că dacă noi nu respectăm... Aici chiar nu știu. Când este vorba de această criză, doamna Șinca. Haideți să nu ne ascundem și să dăm așa impresia că avem, atâția bani. Ca să fie o lege în vigoare și aceea să fie aplicată. Păi modificați-o și noi ar trebui să facem această lege a salarizării unice care nu spune nici măcar de curbe de sacrificiu. Da, vor fi curbe de sacrificiu pentru cei care au câștigat 20-30.000 de euro, domnul David, când în guvernarea dumneavoastră s-au putut lua aceste salarii nerușinate sau venituri. Haideți să ne oprim aici cu toate aceste acuzații, vă mulțumesc. Un bugetar nu poate să ia de la stat 30.000 de euro pe lună. Deci nu e în Statele Unite un director de firmă, banii care nu au bugetar în România. Ne oprim aici cu aceste discuții. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Luăm câteva minute de publicitate și revenim cu o discuție importantă despre coduri. Vom vedea exact care sunt noile dispute din Parlamentul României. Și plecăm de la iată ce spunea Adrian Năstase la un moment dat pe codul său. Spunea argumentul suplimentar al președintelui Băsescu a fost acela că dacă nu vor fi finalizate codurile până la un raport al Comisiei din iunie, Comisia va tea o parte importantă din finanțările pentru România. Este o declarație care nu a fost chiar așa din partea președintelui, despre ce este vorba imediat după publicitate.